Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna Năstas! Bună ziua! Bună ziua, doamna Palade! Să ne vină și participanții. Da. Noi așteptăm. Bună ziua, Viorica! Ne auzim, ne vedem, da, fără probleme. Da, da. Cine dorește, poate stea cu camera pornită, cine dorește, poate stea cu camera stinsă. Nu, că noi nu învățăm cu camera stinsă, că e pericol. Mai bine să ne vedem, că nu vorbim cu suflete moarte. Aveți tare mare dreptate, dar eu tare mă simt prost să impun elevilor o regulă. Știu că dumneavoastră, ca profesorii, țineți așa, mai din scurt. Îi vă ascultă pe dumneavoastră. Hei, gogoașă! Astăzi este problematic. De ce? Așa, copiii sunt problematici azi. Anume azi, în alte zile nu. Viorica zice că nu ne aude. Ea ca ne-a scris în chat. Foarte ciudat. Noi între noi ne auzim. Da, spuneți-mi, vă rog, altă persoană în afară de doamna Năstas. Poate să ne audă? Puteți să ne spuneți? Eu aud bine. Și eu vă aud foarte bine pe dumneavoastră. Viorica, dacă aprindeți microfonul să spuneți ceva, să vedem noi, vă auzim, dacă dumneavoastră nu ne auziți. Voi ieșit, probabil, o să încerci încă o dată să... Alți participanți care sunt prezenți, aud ce vorbim aici sau tot întâmplă probleme? Da, eu vă aud. Mulțumesc! Bun, încet ne adunăm. Da, vin copii. Suntem deocamdată 11. O să mai așteptăm, cred că... Cristina, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Valeria! Bună ziua! Sunt toți de dumneavoastră, da? De la Giurgileș toți. Nu toți de la noi. Nu. Cred că sunt și de la Slobozia. Noi facem împreună cu ei? Da, o să facem toate comunitățile incluse în proiect. Da. O să fie de la sud, adică. Eu am crezut că numai noi. Bine, nu e o problemă. De la sud, de toate comunitățile care sunt în preajma rezervației. O să fie de Giurgileștiu, Păleni, Slobozia Mare. Așteptăm de la Crihana Veche și Pașcani. Și de la Brânza. Este cineva de la Brânza sau încă n-a apărut? Da, este. Bine ați venit! Și cam asta e. Cam asta e. Nu neapărat. Bună ziua tuturor. Bună ziua. Bună ziua, doamnă Svetlana. Bună ziua, doamna Ana. Prezenți la datorie, da? Da, păi. Cum a fost săptămâna asta? Iarăși încărcat, iarăși cu multe? Noi la școală și bine. Este vreo săptămână când nu e încărcată? Noi zilnic e încărcată. Eu am acum la 5, ieri am avut iar de la 5 până la 7, luni de la 5 până la 7, așa că mâine la olimpiadă, la verificare, așa că noi... Da, acum se limpiez, am uitat.
Alexandrina, bună ziua! Uite, a noștri spă un liceu, sunt mulți acolo. Papa, bună ziua! Ah, ia ce bravo! Bună ziua tuturor! Păi ei au la școală, încă lucrează copii. Sărașii copii. Mai stăteam și noi mai mult după lecții, dar nici chiar așa. Păi și la Consiliul Elevilor și au niște activități de realizat. Vine parcă Dragobeti, Valentini, Mărțișor și toate la rând. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Doamna Palade, spuneți-mi, vă rog, ne auziți, ne vedeți, vă vedem prezent aici. Sperăm tare să nu întâmpinați probleme tehnice. Dar se rezolvă, orice probleme n-ar apărea, se rezolvă. Iată, noi taman cât stăm de vorbă, mai apar participanți. O să mai așteptăm maxim 2-3 minute ca să începem cât de cât la timp. Nu vreau să vă rețin pe dumneavoastră cei tocmai care s-au adunat mai devreme. Între timp, eu am să încerc să sun pe doamna Palade să vedem ce probleme întâmplă dumneai ei. Doamna Palade mai încearcă niște șmecherii ca să rezolve problema. Probabil este ceva acolo cu boxele. O să încerc să conectez de pe telefonul mobil. Poate așa o să reușim. Cumva eu am dat de capăt. Bun, haideți până să conectează doamna Palade. Iată, noi suntem 25 de participanți și la liceu teoretic Mihai Sadoveanu încă mai sunt vreo 5 acolo, vreo 6. Mai aștept, cine să mai conecteze, e binevenit oricând. Noi, pur și simplu, începem ca să nu ne reținem prea mult. Și așa e, 20-35. Eu mă numesc Silvia Ursu, am făcut cunoștință cu dumneavoastră data trecută la evenimentul de lansare. Cine a participat atunci, probabil ține minte ceea ce am discutat atunci, discuții la general despre mersul proiectului, ce ne propunem noi. Atunci erau și mulți participanți, dacă țineți minte, eram vreo 280 și era un pic de gălăgie. Astăzi o să fim puțin strict localitățile care fac parte din rezervația Prutul de Jos. Așa cum am spus data trecută, proiectul va fi axat pe scopul ca tinerii care fac parte din rezervațiile protejate ale statului să cunoască mai bine aceste zone, și nu oricum, dar să cunoască mai bine... Da, doamna Palade, spuneți, mai vă auzim. Două secunde, eu opresc. Așa, vă auzim, să știți că sunetul este. Așa. Înainte să trec la ceva mai tehnic, aș vrea să vă întreb dacă cineva vrea dintre dumneavoastră să spună un cuvânt de salut,
nu e obligatoriu, nu, chiar nu impun pe nimeni, pur și simplu, dacă dorește cineva să ne ofere un cuvânt de salut, ca să știu că n-am jignit pe nimeni și n-am oferit, adică am oferit cuvântul cu eu dorit. Ok, ca reguli generale, e timpul să spun niște, să anunț niște reguli de conduită. Deja știți, stăm cu microfonul deconectat când nu avem nimic de spus. Dacă dorim să spunem ceva, evident că pornim microfonul. De dorit să nu ne întrerupem, să nu vorbim unii peste alții, să ne respectăm. Persoanele care vor face gălăgie, așa cum s-a întâmplat data trecută, dacă țineți minte, vor fi eliminate pur și simplu din listă și nu vor mai putea intra înapoi. Ne vom strădui să păstrăm atmosferă civilizată. Eu tare mă bucur că aici s-au întâlnit și au dat întâlnire elevi chiar interesați, sincer interesați de patrimoniul nostru natural și mă bucur că și doamna Paladi este cu noi. În câteva minute o să-i dau cuvântul dumneai ei, dar deocamdată eu am pregătit o mică informație pentru voi și aș vrea, vă rog frumos, să-mi spună cineva dacă se vede la ecran, iată... Da, se vede. Da, se vede. Eu încerc să măresc. Acum se vede? Da, se vede deodată. Bine. Chiar că la... O, eu că am scris cu diacritici și nu... să-mi fac un pic de speste. Nu-i nimic. Haideți să mergem înainte. Ca să nu vorbesc foarte mult despre proiectul în cadrul căruia ne-am întâlnit, că am discutat asta data trecută, vreau doar să vă reamintesc că el se numește Abilitarea tinerilor pentru a proteja patrimoniul natural al Moldovei. Și în cadrul proiectului ne concentrăm pe câteva arii protejate, nu toate, că nu avem resursele necesare ca echipă, ne focusăm pe câteva arii protejate, dintre care face parte și rezervația Prutul de Jos, cea lângă care dumneavoastră locuiți și zi de zi. Proiectul e o colaborare frumoasă între Mișcarea Ecologistă din Moldova și finanțatorul US Forest Service, care are ca scop să lucreze cu tineri din toată lumea, să-i facă să conștientizeze frumusețea locală din locurile native. Acum eu aș vrea să trec cu dumneavoastră direct la subiect, direct în pâine. Aș vrea să discut cu dumneavoastră despre mediul natural și anume biodiversitate. Iată în imaginea aceasta, de exemplu, vedem o persoană care se bucură de locul în care se află. Este un loc frumos, un relief panoramic și oamenii care vin de obicei în locuri frumoase găsesc plăcere, găsesc inspirație, se odihnesc, se recrează. Mediul este practic sursa noastră pentru a face rost de apă, hrană, aer, multe lucruri esențiale vieții. Dar un mediu natural nu înseamnă doar peisaje, nu înseamnă numai relief, pietre, înseamnă și viața care ne înconjoară, biodiversitatea, sub toate formele ei. Chiar dacă noi nu ne dăm seama, biodiversitatea ne înconjoară, ea este tot în jurul nostru. Noi, de exemplu, când ne plimbăm printr-o pădure, chiar dacă suntem singuri, nu avem niciun om alături de noi, dar noi nu putem spune că suntem singuri totalmente. Noi suntem înconjurați de niște animale care probabil ne văd, dar ne evită de departe. Suntem înconjurați de plante, de copaci. Ele toate respiră ca și noi. Toate au nevoie de un loc sub soare, de aer, de apă, exact ca și noi. Așadar, noi facem parte din biodiversitate. Numai că, din păcate, nu toți o cunoaștem și nu toți o prețuim. Biodiversitatea, ca să dau o definiție, este toate formele de viață de pe planeta noastră Pământ care ne înconjoară. Și, evident, ea este alcătuită din multe componente. Noi nu o să ne apucăm acum să trecem în revistă totul. Dar vreau să... Stați că cineva ne-a scris pe chat. Așa, nu se schimbă imaginea. Mereu am problema asta, acum nu se schimbă imaginea. Sper că acum vedeți, da? Da. Da. Vedeți slide-ul cu ce este biodiversitatea. Okay. Da. Bine. Așa cum spuneam, biodiversitatea este
multe forme de viață care ne înconjoară. Și dacă e ceva ce veți reține în urma lecției de astăzi, vreau să rețineți că biodiversitatea este alcătuită din multe componente. În primul rând, diversitatea speciilor care trăiesc pe pământ. Fie că vorbim de animale, fie că vorbim de plante, ciuperci, alge, bacterii, ele toate alcătuiesc viața sub toate formele ei. De asemenea, biodiversitatea este alcătuită din indivizi diferiți care pot să aparțină unei și aceleași specii, dar ei oricum diferă ca mărime, ca formă, ca culoare. Iată, de exemplu, în poza aceasta avem un versant cu mulți arbuști. Și la o primă vedere am putea spune că arbuștii sunt tot la fel. Dar dacă ne uităm mai atent, observăm că chiar dacă arbuștii fac parte din aceleași specii, unul e mai înalt, altul e mai stufos, altul e mai piperniciț și așa mai departe. Ei toți sunt diversi și ei toți au ocupat acest versant și iată ne oferă această imagine cu masă toamnă. La fel și noi oamenii, ne facem parte din aceeași specie. Dar suntem foarte diferiți ca aspect, ca dimensiuni, ca educație, psihologic, genetic, suntem diferiți și asta într-un fel e bine pentru că înseamnă o diversitate foarte mare de gene pentru cum să spun, perpetuarea rasei umane. Și, evident, nu putem neglija ecosistemele, habitatele diferite de toată planeta. Avem oceane, avem munți, avem păduri, avem lacuri, chiar și peșteri. Chiar și în peșteri există forme de viață, există specii adaptate la acest trai. Și atât ca să exemplific ceea ce spuneam anterior, luăm, de exemplu, câteva locuri obișnuite reprezentative din țara noastră. Iată, de exemplu, în prima imagine un câmp de la marginea oricărui sat. Probabil avem peisajul ăsta în aproape toate localitățile. Ce vedem aici? Vedem mai multe habitate în mai multe planuri. În prim plan avem copajiște, cu vegetație ierboasă, obișnuită câmpurilor noastre. În planul îndepărtat avem o localitate, iar după localitate o pădure. În toate aceste habitate există forme de viață diferite. Există plante care cresc în anume într-un loc, există animale care se hrănesc cu aceste plante. Evident, voi deja știți, vă dați seama. Mai jos, în a doua imagine, avem un lac simplu, în Chișinău, lacul Malcoci. Ce vedem acolo? O zonă umedă, un habitat acvatic, cu specii care trăiesc anume în acest habitat. Sunt adaptate lacurilor, nu să trăiască în pădure. În spatele lacului avem stuf, care la rândul său iarăși reprezintă un habitat important care susține anumite specii. Iarăși, dacă am vorbit de peșteră, imaginea aceasta pe care o vedeți acolo este chiar luată din peștele Emil Racoviț, care este situat la nordul țării, la Criva. Și chiar dacă galeriile acestei peșteri se află adânc sub pământ, totuși există și acolo diverse forme de viață, cum ar fi lichenii, mușchii, care s-au adaptat la temperatura de acolo, la umiditatea de acolo și la lipsa luminii. Mai jos, un peisaj obișnuit de câmp agricol. Noi vedem asta aproape peste tot în Republica Moldova, un câmp întins unde cresc anumite culturi agricole și cred că nu o să vă, cum să spun, nu o să vă fie de mirare dacă vă spun că, de exemplu, în acest peisaj or să fie mai puține forme de viață, să fie o biodiversitate mai redusă. Din simplu motiv că în genul ăsta de habitat o intervin foarte mult omul. Omul, în general, când intervine și pe măsură ce intervine mai masiv, determină pierderea mai multor forme de viață, mai multor specii sălbatice. Iar la pol opus, cu cât un habitat e mai intact și mai lăsat în pace, cu atât mai multe specii va putea găzdui și suporta. Bun, în general, ca să dăm niște cifre, oamenii de știință au estimat vreo 1,9 milioane de specii diferite care trăiesc pe pământ, dar ele cu siguranță sunt mai multe. Și așa cum a spus, foarte multe locuri în care omul intervine încep să-și pierde din biodiversitate, își pierd din sălbăticie, își pierd din ceea ce le-au făcut cândva autentice și diferite. Noi, evident, noi discutăm astăzi despre toate milioanele astea de specii care trăiesc pe pământ, eu aș vrea ca noi să le învățăm pe cele care trăiesc aici,
în Moldova, alături de noi. Pentru că, iată, de exemplu, eu sunt de la Cantemir, eu tot sunt de la Sol. Mie îmi place natura de acolo și îmi place și aceea din Argentina natura, îmi place și natura din Africa. Dar pe mine nu tare mă interesează ce se întâmplă în Argentina, de exemplu, sau în Africa. Mine mă interesează ce se întâmplă la mine acasă. Cred că și pe dumneavoastră, odată ce v-ați născut în aceste locuri frumoase, cred că vă interesează foarte mult natura care vă înconjoară. De aceea, înainte să-i dau cuvântul doamnei Palade, vreau simplu, pur și simplu să spun că pentru protecția biodiversității, pentru conservarea biodiversității, pentru a stopa cât de cât pierderea biodiversității care se întâmplă în lume, în fiecare țară există rețele de arii protejate. La noi, în Moldova, de exemplu, Ministerul Mediului este cel care decide înființarea sau desființarea unei arii protejate. Iar, de obicei, Agenția Moldsilva este cea care gestionează, care are în administrare mai multe arii, mai importante, de genul rezervațiilor, parcurilor naturale, iar rezervațiile mici, cum ar fi rezervațiile peisagistice sau rezervațiile botanice, sau alte monumente paleontologice, hidrologice, se află de obicei în grijă autorităților locale. Evident, gestiunea acestor arii nu întotdeauna este ideală, din lipsă de oameni, de exemplu. Nu avem peste tot oameni care să fie pasionați de natură și de nu pot să dedice zi de zi protecției naturii. Dar, de exemplu, astăzi, în rezervația noastră a biosferii Prutul de Jos, o să avem plăcerea să discutăm cu doamna Palade, care în momentul de față este șef secție știință la rezervația Prutul de Jos. Pentru mine este o rezervație foarte importantă, este locul unde eu merg des, eu acolo mi-am făcut studiile de master și mă simt ca acasă, mie îmi place zona aceea, dar eu nu știu atât de multe despre biodiversitatea locală, așa cum știe doamna Viorica Palade. Și aș vrea, dacă dumneavoastră este astăzi, dacă ne aude acum și poate interveni, eu aș vrea să-i dau cuvântul ca să ne povestească despre bogăția rezervației, despre ce face ea zi de zi acolo, cum arată o zi obișnuită de lucru, ce îi place cel mai mult la munca rezervație și să ne convingă că, într-adevăr, acest loc este foarte important. Doamna Palade, dumneavoastră aveți cuvântul. Bună ziua! Bună vreau ziua, vă auzim. Vreau să văd cum posibilitatea să... Așa. Se vede prezentarea mea? Nu, doar o secundă. Încercați acum, vă rog. Ați vă reușit? Nu știu de ce, nu. Cam greu merge. Hai, mai încercăm o dată. Genul nu mi-arată opțiunea acasă. Nu arată opțiunea share screen acolo, în partea de jos a ecranului? Nu mi-arată. Foarte ciudat. Dați să mai încercăm o dată. Mie mi-arată că ar trebui să știți că v-am făcut gazdă, sunteți gazdă alături de mine și puteți să... Nu știu de ce, nu pot. Dumneavoastră sunteți de pe mobil, da? Nu, eu și paralel și cu calculatorul deschis, adică de aici încerc să ghidez toată asta. Eu vă văd și pe ecranul de la calculator, dar nu știu de ce nu se întâlnește. Încerc încă o dată să mă conectez din pe asta ca să fiu copș. Haideți mai... Încercăm o dată. Mai încercăm o dată, da. E așa, câteva probleme. Spuneți-mi dacă acum... Puteți? Două secunde. Trebuie să ies din ședință, cred că. Dar dacă nu, să vă trimită prezentarea lui dumneavoastră, Silvia, și partajați singură. Da, se poate și așa. Da, două secunde. Acum, cred că eu mai umblat la niște setări, poate acum o să vă apară opțiunea asta, share screen.
jos, în josul ecranului, vedeți. Tot nu apare. Nu mi se deschide deloc fereastra de la asta conferință. Imediat expediez. Da, expediem pe mail, în cazul ăsta eu pot să, nu nicio problemă. Eu îmi cer scuze tuturor că avem, cum spun, defecțiunea asta, dar voi deja v-ați obișnuit, așa, aveți imunitate la Zoom și la, cum spun, schimbările dispoziției la Zoom. Și oricum, voi știți mai bine decât noi, aveți în sânge lucrul ăsta cu aplicațiile și programe de comunicare. Așa. Imediat să încarc. Da, nicio problemă. Cum punem. Spuneți-mi, vă rog frumos, până ajunge prezentarea și până postăm ca să o vedeți dumneavoastră, ce ați vrea să aflați de la doamna Paladin mai concret? Ce curiozități aveți? Încercați să mă eliminați de ședință și eu încerc iar să mă conectez, ca altfel ceva aș face de cap. Și poate așa să fie posibil. Să vă elimin chiar să vă dau afară? Nu, adică să-mi stopați, adică să nu știu cum nici nu pot să mă... Bun. V-am retras dreptul. Să singur ieșiți. Nu se primește. Așa, eu v-am retras drepturile de gazdă. Și acum vă repunit. S-a primit acum cu ecranul. Imediat deschid prezentarea. Da, vedem ecranul dumneavoastră. Da. Cer scuze, dar tehnica e tehnică. Nicio problemă, ia uite cât materiale ați pregătit acolo. Așa, da, vedem PowerPoint-ul. Deci eu am să prezint, mă numesc Viorica Palade, salut toți elevii și cadrele didactice, inclusiv și echipa de implementare a proiectului, cu activitățile organizate, sper și tinerii să meargă cu ceva de la această întrunire. Activez în cadrul rezervației de 26 de ani, în cadrul rezervației științifice prutul de jos. Am să încep cu bălțile prutului inferior la general. Să fac, pentru, poate nu toată lumea cunoaște amănunte despre zona asta umedă. A apărut în perioada glaciară, acum 10-12 mii de ani, cuprinde sectorul de la orașul Cantemir până în satul Giurgiulești, în Republica Moldova, și include stufării, păduri inundabile, cât și câteva lacuri, lacul Manta și Beleu. Lacul sau complexul Manta este primul mai spre orașul Cahul. Am să vorbesc de la bălțile situate de la orașul Cahul spre Giurgiulești. Are o suprafață de 1200 hectare. Anterior, acesta era format din mai multe lacuri care s-au contopit în timp sau sub influența factorului uman. A devenit un tot întreg. Aveau denumirea de Dracele, Rotunda, Fontana, Surda, Listva, Badelnic, toate pe sectorul Prihana Veche, Manta, Vadului Sat. Am imaginea din satelit și harta acestui lac. În partea de nord vedem că se cunoaște bine cum omul a intervenit, făcând niște bazine acvatice. Acestea au fost amenajate cu scopul piscicol pentru a crește pește. În timpurile sovietice, Uniunii Sovietice, aici se creștea pește, cantitățile erau vândute în localitate, în orașul, în raionul Cahul, inclusiv și în orașul Chișinău. Vedem că lacul Manta, la moment, ca și lacul Beleu, suferă, să zic așa, este supus colmatărilor continue, se inundă doar în perioada viiturilor, perioada de primăvară, uneori și mai timpuriu. Acest nivel hidrologic persistă până la jumătatea lui anului, apoi încep scăderile lente sau semnificative chiar până la sfârșitul anului, suprafața acvatică se retrage și astfel în locul unde este apa, acolo se dezvoltă plantele și de localnici sunt pășunate animalele.
Lacul Manta este sub controlul primăriilor locale. Situația lui nu este prea bună. Încă sunt lucrări care sau lucrări sau activități care dăunează mediului. Uneori, în timp de câțiva ani, au mai fost și vânători ilegale și alte chestii, nu frumoase tăieri ilicite de arbori. Am aici o hartă din anul 1925, prima, și cealaltă este o hartă actuală. Dacă să ne uităm la lacul Manta, cum am pomenit mai sus, că erau alcătuit din mai multe lacuri, aici se vede bine. Coborâm mai jos spre lacul Beleu și el cumva s-a modificat. Și vreau să atrag atenția lacului Brateș, din lângă orașul Galați. Probabil că majoritatea îl știu. Și haideți să ne uităm în harta paralelă cum arată lacul Brateș la moment. În partea asta a Galațiului, orașului Galați, s-a modificat foarte mult. Aici, la moment, sunt câmpurile agricole, se irigă. Dacă voi vara vedeți de pantă, se vede bine cum se ia apa din un râu Prut și se irigă aceste teritorii. Părere de rău, omul și desfășoară activitățile lui fără să gândească ce cum dăunează mediului. În imagine aveți plaurii. Ține deja de domeniul legendelor plaurii pentru zona noastră. Cândva au existat pe ambele lacuri, atunci în lacul Manta era adâncimea de peste 10 metri, în lacul Beleu era până la 8 metri. Ce sunt plaurii? Sunt niște insule plutitoare formate din rizom de stuf, de papură și pipirig. Concrescuți între ei și aceștia nu au rădăcini. Ei practic plutesc. Ocupau suprafețe imense, uneori de câteva sute de metri pătrați. Erau foarte atractivi pentru păsările acvatice care își construiau cuiburile aici, cuibăreau, fiind la dosferii de alte mamifere care puteau să le dăuneze reușita reproducerii. La fel pentru multe microorganisme acvatice. Am imagini ale lacului Manta în perioada de vară, prima de sus. În ultimii ani, suprafața acvatică este ocupată de ciulinul de baltă, de trapanata, se spune în limba latină. Această plantă pentru Republica Moldova este rară, dar la unele specii de păsări ajută, cum ar fi gâștele care o prefer să o mănânce, dar la altele le dăunează activitatea, fiind reduse posibilitatea de a se deplasa din cauza acestui covor ierbos. Prin râul Prut și prin canale a ajuns și în lacul Beleu, dacă anterior era doar câteva colonii, acum și în perioada de vară și pe lacul Beleu este ocupată de mai bine 20% din suprafața lacului, suprafața acvatică în timpul verii. În partea dreaptă avem o imagine a lacului Manta cu păsările acvatice în perioada de iarnă, la ochiurile de apă, cum se retrag păsările. Aici avem digul rupt. Am vrut să arăt cum omul continuă să influențeze atunci când este un surplus de apă în bazinele acvatice din partea de sus. Se rup digurile și astea vin furtunos curg la vale. Uneori am văzut și imagini în care peștele, săracul, nimerind în apa asta curgătoare, ajunge pe mal și se usucă la soare, elementar, distrugându-se cantități mari de pește. Și este ultima imagine, este o imagine în perioada de toamnă, vară-toamnă, iarăși am arătat cum este ocupată suprafața acvatică a lacului. Mergând mai spre sud, ajungem în localitatea Colibaș. Eu vorbesc de zona umedă, cea de dincolo de tronsonul de califerat, ca să vă fie clar. În localitatea Colibaș este o imensă suprafață, marea majoritate a suprafeței este ocupată de stufăriș și păpuriș. Se inundă în perioada de primăvară și vară, în a doua jumătate a anului, ca și celelalte bălți, este mai mult secată. Sunt ani în care se usucă integral. Vin apele din râul Prut prin anumite canale, atunci când nivelul hidrologic este destul de ridicat. Găzduiește acest ecosistem care este lângă malul Prut numeroase specii de păsări, pești când nimeresc. Aici au fost găsiți și mistreți și alte specii de mamifere și păsări, să zic. În localitatea Brânza avem două bălți foarte frumoase. Prima imagine este la cea din partea de nord a localității. Pe asta o cunoaște, cred că, toată lumea. Sunt aici colonii frumoase de nufăr alb. Sunt ocupate și porțiuni de stufăriș. Am găsit aici feriga de baltă în Brânza. Iarna sunt foarte multe lebede. Prefer aceste ochiuri ferite de apă, găsind aici hrană. Și în perioada de vară este foarte aglomerată, găsim aici multe cuiburi de corcodel mare,
și alte specii de păsări. Și chiar se găsește o colonie frumoasă dincolo de drum, unde știți voi că s-a luat pământ pentru a construi calea ferată. Acolo sunt coloniile de lăstun de mal. În partea de sud a localității este un bazin de apă. Pe lângă acesta sunt mai multe canale. Este tot atractivă pentru păsări și pentru alte mamifere. Am văzut aici ghizamul de apă. Mai mergem periodic și facem cercetări și în această zonă, adică mai puțin, dar am fost și aici. Mai departe, am ajuns în rezervația de stat, așa a fost fondată, care se află în... Astăzi am să vorbesc despre două rezervații cu aceeași denumire, mai târziu am să explic. Rezervația de stat, așa a fost fondată în anul 1991, rezervația în care este flancată de localitățile Vâlen și Slobozia Mare. Voi o știți sub denumirea științifică și naturală, așa este în Republica Moldova, că nu se hotărăsc cum ar trebui să fie corect. La moment îi se spune rezervația naturală. Din start a fost rezervația de stat pe o suprafață de 1755,4 hectare. Acest teritoriu este ocupat de păduri în proporție de 391 hectare, lunca inundabilă 124 de hectare și lacul Beleu are 628 de hectare. Scopul a fost, conform hotărârii de guvern 209 de la 23 aprilie 1991, protecția, păstrare și studierea ecosistemului de baltă și lungă inundabilă și crearea condițiilor favorabile pentru reproducerea speciilor rare, a celor pe care dispariție și altor specii de plante și animale. Vreau să spun că majoritatea imaginilor din prezentarea mea sunt făcute, sunt autentice și sunt luate din zona noastră. Am ajuns la lacul Beleu, principala componentă geografică a rezervației Prutul de Jos, care este un relict al limanului dunărean de apă dulce. Acesta, pe timpuri, împreună cu lacurile menționate Manta și Brateș, în perioada viiturilor, practic formau un tot întreg. Asta cu mai bine de 100 și ceva de ani în urmă. Se zice că lacul avea o lungime de circa 5 km, lățimea 2 km. Nivelul hidrologic în lac, părere rău, variază de la an la an. În anul 1990 lacul a secat complet. S-a refăcut în anul 1991, atunci în 1990 au avut de suferit foarte multe specii. Vă dați seama, nu era hrană, în special pentru cele care se hrăneau cu organismele acvatice, cu pește, care sunt nemijlocit legate de mediul acvatic, inclusiv și multe plante au perit. S-a refăcut cumva în 1991. O situație critică am avut-o în anul 2015, atunci când lacul a pierdut legătura cu canalele prin care face legătura cu râul Put. Vedem că acesta este hotarul rezervației, se vede, da, când fac eu. Hotarul rezervației este râul Prut cu România. Lacul are legătura prin patru canale, nu le mai spunem și gârle. Cea mai lungă este Manolescu, poartă numele unui boier român, care cumva are legătură cu zona noastră. Mai este unul gârla Rotarului, Năvodului și Popovca. Gârla Popovca de câțiva ani practic a pierdut legătura cu lacul Beleu. Se vede foarte bine imagine, petele cele ale lacului mai deschise la culoare. Acolo practic s-au făcut depuneri de nisip, aduse din râul Put în perioada viiturilor. Cea mai mare problemă sau impact asupra lacului o are canalul Manolescu, care aduce apa cu impurități din râul Put. Acestea ajung în inima lacului, să zic. Se fac depunerile și apoi este evacuată prin gârla Rotarului în râul Prut. La revărsarea acestea în râul Prut se vede foarte bine, mai ales în perioada de vară, două culorele apei spăd. Apa limpede din lacul Bele este un verde mai închis și apa râului Prut este de un verde gri cu suspensiile care sunt în ea. Toate aceste canale au fost săpate artificial de om cu scopul de a aduce pește, așa a fost gândit atunci, cu toate că normal era să lase lacul în pace, să vină apa în perioada viiturilor, apa practic pătrunde peste tot, se inundă 95% din suprafață, asta în anii benefici. În timpul viiturilor, apa în lac ajunge până la 3 metri acum, anterior era mai mare, cum am spus, la 7-8 metri. S-a colmatat lacul, când au fost făcute anumite cercetări, s-au furat fundul lacului și a fost unele locuri găsit mâl de peste 1,5 metri adâncime. O activitate care dăunează ecosistemul în general sunt cele de extragere a petrolului, care au fost furate în timpurile sovietice, apoi au fost conservate, iarăși activitatea s-a reluat.
părere de rău, legislația permite, în legea cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat, sunt descrise regulamentele de funcționare a ariilor protejate, dar o paranteză prin care spune că sunt interzise extrageri de zăcământ și petrol și paranteza, cu excepția celor de valoare națională, permite această activitate. Toate că s-au făcut foarte multe plângeri, au fost în diferite încercări de a stopa această activitate, nu s-a stopat. În timpul în care aceștia și-au construit diguri, drumuri, au adus nisip, au adus argilă din localitate, din pante, făcând drumurile astea de acces spre sonde, cu părere de rău, în timpul viitorilor, valurile le-au spălat și tot nisipul ăsta iarăși a ajuns la fundul lacului. Așa. Rezervația are două activități de bază, practic cercetări științifice și pază și protecție. La secția știință activă în două persoane, aici sunt niște imagini din activitatea noastră de zi cu zi. Noi ne ocupăm cu monitorizarea speciilor de floră și fauna, proceselor și fenomenilor care au loc în ecosistemul de baltă și lungă inundabilă. Paralel cu aceasta mai petrecem și lecții cu copiii din localitățile de pe malul Prutului, mai mult pe astea din Slobozia Mare și cele învecinate. Sperăm că când o să funcționeze rezervația biosferii, o să fie și altfel. Mai nou, activitate de turism. Dacă anterior noi primeam grupuri de copii, studenți, veneau cu scop educativ, acum avem și alt tip de vizitatori, cei care doar vin să se recreeze, vin să vadă un loc frumos. Avem turiști din străinătate și din Republica Moldova. O avalanșă a fost în anul trecut, în anul 2019. 2020, da. Adică anul ăsta mai puțin. Încă lumea în Republica Moldova, vorbesc de vizitatorii noștri, încă nu sunt educați să lase curățenie. De ce zicem turism noi? O are protejată privire așa activități, dar toate trebuie să fie controlate, fiindcă fiecare vizitator lasă, cu părere de rău, mizerie în urma lui. Și copțișorul ăsta de rai, până la urmă, este protejat pentru flora și faună, pentru biodiversitate. Dar dacă omul se implică, se simte. Și știți toți copiii de pe malul Prutului. Aici am Nu vă auzim. Doamna Palade, ne auziți? Noi v-am pierdut. Mă auziți acum? Da, v-am pierdut o secundă. Așa. Nu știu până unde am fost auzită, dar v-am spus că și noi implementăm anumite proiecte micuțe de procurare de echipament. Facem parte din grupul de acțiune locală al Luncii Prutului de Jos. Este un grup cu multă inițiativă. În special au fost elaborate multe proiecte cu scopul de a dezvolta turismul în zonă. Pe lângă activitățile de bază, mai participăm la activități de salubrizare, de plantare. Vedeți că de fiecare dată mai implicăm și copiii. Aici, la mijloc, avem o imagine în care am mers împreună cu elevii de la gimnaziul Alecu Mare și am strâns din zona de protecție a rezervației, am strâns toate gunoaiele. Avem o problemă cu gunoaiele, deoarece în perioada viitorilor apa practic pătrunde, v-am spus, peste tot, aducând tot ce se spală de pe râpi, plastic, sticlă și alte chestii, remorci întregi de gunoi, cu părere de rău, astea dăunează, găsim și pești, cu tot felul de, da, vedeți și pe internet singur ce se întâmplă la nivel global. Tocmai în colț, aici avem o fotografie în care în 2018, când a căzut o zăpadă în luna aprilie, păsările care se aflau în migrație au fost luate prin surprindere. Atunci barza albă, în special, era neputincioasă, nu avea cu ce se hrăni, apa era înghețată, malul apei fix așa. Și am ajutat păsările distribuind niște bucăți de pește în anumite sectoare, poate că și-am ajutat la câteva exemplare, adică oricum era peștele mâncat. Am luat și câteva exemplare, le-am hrănit forțat, sperând că erau cu penele înghețate, sperând să le salvăm.
În anul curent, rezervația a împlinit 30 de ani de activitate. Cu această ocazie am organizat primul simpozion științific internațional, Zonele umide, valori perene cu rol vital pentru omenire, consacrat aniversării 30 de ani, cum am spus. A fost o manifestare interesantă, la care cercetătorii, în special de Republica Moldova, au publicat materiale în urma observațiilor lor. Acestea vor fi distribuite sau deja au început să fie distribuite prin instituțiile de învățământ, au să ajungă și la voi, la fiecare școală. Marea majoritate a publicațiilor se referă anume la zona umedă a Prutului Inferior, la biodiversitatea acestora. Am elaborat un ghid cu speciile reprezentative ale rezervației Prutul de Jos, adică la tot sectorul Prutului Inferior, cu mici descrieri. O colaborare frumoasă cu Poșta Moldovei tot în anul curent, în anul 2021, au fost elaborate 4 mărci poștale cu speciile cormoran mic, buhaiul de baltă, califarul alb și codalbul, și plicul de colecție, 500 de asemenea plicuri au fost elaborate cu egreta mare. Așa, aici au făcut o mică gafă cu nufărul galben. La noi nu este nufărul galben. Secția pază și protecție. V-am spus că avem 2 activități de bază. La această secție activează 5 persoane. La moment, ei se ocupă de pază și protecția rezervației, în special de a preveni anumite activități care dăunează ecosistemului. Rezervația, cum am spus, funcționează în baza unui regulament. Aici avem imagini în care de plantare, dacă au fost efectuate lucrări de tăiere, adică se taie practic pe un hectar, după aceea se curăță terenul și sunt plantați înapoi puieți de salcie. Ce este interzis pe teritoriul rezervației? Și în general, aceste activități ar trebui interzise în zonele naturale. Vorbesc de aruncarea gunoiului, care este prima fotografie, este în localitatea Brânza făcută, gunoiul cel lângă apă. Acolo sunt curțile localnicilor și este păcat că ieșind din o gradă să arunci gunoiul chiar lângă sursa de apă. Incendiile, că știți că zilele trecute am avut incendiu în zona rezervației, în zona de protecție. Pescuitul ilicit, vânatul, tăierile de arbori și arbuști, vătămarea acestora, spălarea autovehiculilor. Așa. Capturarea animalelor, pășunatul animalelor domestice, distribuirea diferitor chimicate, cositul, distrugerea indicatoarelor și o fotografie aici în colț, ruperea nuferelor. Din păcate, și nu din fericire, nu am fotografie cu nufăr alb. Aici sunt niște nuferi colorați, dar totuși am vrut să specific că a fost cazuri în care am găsit și flori de nufăr rupte. Este păcat și vreau să vă spun că conform legislației ruperea unei flori de nufăr se amendează cu 1000 de lei. Pentru cei care nu cunosc, dacă vedeți pe alții că fac lucrul ăsta, spuneți-le. Pe lângă faptul că nu este bine. Aici am niște imagini șocante, să zic așa, dar vreau să vă arăt cruda realitate ce se întâmplă în urma incendiilor în ecosistemele naturale. Zona Prutului Inferior, v-am spus, de la Cantemir până la Giurgiulești, în anul 2000 a obținut statut de zonă umedă de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, lacurile Prutul de Jos, așa se numește, poziția 1029. Și am ajuns la rezervația biosferii Prutul de Jos. Dacă rezervația naturală științifică este doar în Slobozia Mare și Băleni, rezervația biosferii cuprinde teritoriul de la Cahul până în satul Giurgiulești. A fost inclus în rețeaua mondială UNESCO în anul 2018. A fost nu pur și simplu un rezultat. S-a muncit în cadrul unui proiect trilateral România-Ucraina-Republica Moldova. Dacă știm că în România și Ucraina deja există delta Dunării, rezervația biosferii, s-a mers cu ideea să se creeze și în Republica Moldova, fiind un tot întreg a acestui sector, și mai târziu să se organizeze o rezervație a biosferii trilaterală. Asta ține de domeniul viitorului. Rezervația biosferii, eu am să vorbesc la nivel de concept și ceea ce este până la moment, cu părere de rău, încă nu activează. S-a format, s-a aprobat regulamentul de funcționare, dar nu este o administrație și practic nu se lucrează în rezervația biosferii. Conform legii cu privire la fondurile naturale protejate de stat,
Rezervația biosferei are ca obiectiv conservarea elementelor și formațiunilor fizico-geografice, speciilor de plante și animale de importanță națională și internațională, efectuarea de cercetări în sistemul monitoring global. Rezervația biosferei ce înseamnă? Ca idee, este sectorul în care omul conviețuiește împreună cu natura. Nu este o rezervație, o biosferie nu are un statut atât de strict ca și rezervația naturală științifică. Sunt permise pe anumite sectoare, anumite activități, adică poate omul să pescuiască, poate omul să taie și acei arbori, dar totul controlat, totul sub permisiv, unde se poate. Este benefic pentru că fiind locuitori în cadrul unei asemenea arii protejate de importanță internațională, putem beneficia de proiecte europene, se pot crea condiții de muncă, se poate îmbunătăți infrastructura. Deja s-au început și se lucrează la multe proiecte la nivel de raion pentru a dezvolta zona și o să fie produse, adică o să avem cumva să fim recunoscuți prin faptul că vom vinde produse biologice din rezervația biosferei. Ocupă teritoriul, cum am spus, între orașul Cahul și Giurgiulești, cu o suprafață totală de 14.771. În rezervația biosferei intră atât zona naturală, cât și localitățile cu casele, cu tot. Deci ocupă Crihana Veche, Comuna Manta, Vadul Isac, Colibaș, Brânza, Vălenți, Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești. Am aici harta rezervației biosferei, vedeți că este conturată cu roșu. Prin cea maronie sunt evidențiate localitățile, cu culoarea neagră sunt hașurate zonele cu protecție integrală, s-au ales zonele unde sunt niște componente naturale mai deosebite și în rezervația naturală 20% din suprafață ocupă zona intactă, acolo se permit doar cercetările științifice. Aici în Colibaș, Brânza și Slobozia Mare. Teritoriul rezervației conform legislației este divizat sub zone funcționale. Prima zonă nucleu, cum am spus, aceea cu protecție integrală, destinată exclusiv conservării biodiversității și creării condițiilor naturale de dezvoltare a biocenozilor. În zona nucleu este interzisă orice activitate economică, se permite doar efectuare de cercetări științifice. Dar această zonă nu este prea mare. Zona tampon de administrare naturală, obiect de studiere și de aplicare a rezultatelor cercetărilor științifice pentru conservarea și dezvoltarea fondului genetic, restabilirea principalilor tipuri de păduri, bălți, lungi, etc. Și zona de tranziție destinată diminuării impactului antropic din teritoriile adiacente, terenurile din zonele de tranziție pot rămâne deținătorilor care sunt obligați să respecte regimul stabilit de rezervație. În această zonă se permit anumite activități tradiționale de folosire în țara terenurilor asociate cu agricultura, silvicultura, pășunatul și pescuitul. Cum am spus mai sus, că sunt permise, dar controlat și așa cu bunele practici, fără respectând anumite reguli de, să zic, pescuitul în anumite perioade, nu în perioada de prohibiție. În sectorul natural sunt 4 tipuri de biotopuri, acvatic, mlaștină, pășune și pădure. Am încercat aici să selectez imagini reprezentative. Și am să trec la floră și vegetație. Este alcătuită în zona, vorbesc doar strict, zona umedă, fiindcă cealaltă zonă încă nu a fost studiată. Urmează când va fi rezervația biosferii, când va funcționa, atunci vor fi angajați mai mulți cercetători științifici, poate vor fi, vor fi colaborări frumoase și cu cei de peste hotare. Dar la moment zona umedă cuprinde 314 specii de plante vasculare. În timp, voi poate în literatură să găsiți cifre mai mici, dar noi muncim, mai identificăm unele specii care nu au fost observate anterior, unele apar. În imagine aveți printre speciile, printre exemplarele de stuf, avem feriga de baltă. Cu părere de rău, o găsim în foarte puține zone. Am găsit-o, cum am spus, la Brânza. Pe lacul Manta unele porțiuni, la Slobozia Mare foarte puțin. Nufărul alb crește, cum știți, în mod natural doar aici, mai mult la Republica Moldova, aici la noi la sud și încă într-o zonă, în rest este a fost plantat artificial. Este o plantă deosebită care apare în perioada de vară,
Noi am plantat în localitatea Slobozia Mare, lângă sediul vechi al rezervației, special pentru vizitatori, pentru a vedea și a admira această plantă deosebită. Cum am spus, este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, luată sub protecția statului. O plantă mai deosebită este vița de pădure, care în special este observată mergând pe malul râului Prut. Aceasta se cațără pe arborii de salce, ajunge la câți 7-8 metri înălțime. Ciulinul de baltă sau cornaciul, planta despre care vă spuneam că ocupă suprafața acvatică a lacului Manta, este o plantă inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. În imagine aveți și fructul acestuia, care este foarte ghimpos. Pe timpurile foametei, oamenii măcinau ce conține la semințele care erau la interior și cumva le foloseau în alimentație. Atunci când sunt verzi aici, în partea de jos, acestea se folosesc ca desert, chiar și acum în delta Dunării. Sunt dulci. O plantă reprezentativă pentru ecosistemele noastre este plutica. Culoarea galbenă apare începând cu luna iulie, august, uneori și septembrie. Se dezvoltă în special când nivelul hidrologic este scăzut. Lumea îl confundă cu nufărul galben, ceea ce nu este adevărat. Noi avem doar plutica la noi de culoarea asta galbenă. La frunze seamănă cu nufărul alb, dar este de dimensiuni mai mici. O specie rară inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova este peștișoara. Aceasta are o lungime a plantei până la 5 cm, ocupă suprafețele acvatice, tot atunci, în special când apa este scăzută. O plantă aici cu flori frumoase este crinul de baltă, mai mult o întâlnim pe la malul apei, iubește și chiar și în apă crește. Stânjenelul de baltă. Și am pus câteva imagini a pădurilor de salce din zona noastră, care uneori se inundă, a sălcișului care înaintează spre suprafețele acvatice. Și având bazine de apă, avem și pești, peste 35 de specii și subspecii de pești. În imagine aveți știuca, craful, ghiborțul, șalăul, somnul și alte specii de pești. Aici bibanul soare, care nu știe, restul le-ați mai văzut. Reptile sunt reprezentate de 7 specii, printre speciile rare, specia rară avem aici broasca testoasă de baltă. Mai întâlnim în rezervație 3 specii de tritoni și șarpele de casă, șarpele de apă și speciile de șopârle. În imagine la mijloc avem șarpele cu abdomen galben și o imagine în care șarpele de casă savurează o broscuță, hrana lui. Amfibienii sunt reprezentați de 9 specii, primele două sus și jos este brotăcelul, o broscuță verde care foarte bine se camuflează pe vegetație, este greu de observat, este mai deosebită față de ceilalți amfibieni datorită ventuzilor care sunt pe degete, care permit, sunt lipicioase, permit să se țină de plante. În colț jos avem broscuțele tinere de broască răioasă, când ies din bazinul acvatic și migrează spre uscat. Acestea întâmpină multe obstacole, unul din ele este tronsonul de cale ferată, pe care unele săracile nu ajung să-l treacă și ajungând chiar în localitate, multe sunt strivite de automobile. Mamiferele sunt reprezentate de 42 de specii, 11 sunt rare. În imagine avem pisica sălbatică, vulpea, câine enot, pisica sălbatică este specie rară, specii de lilieci, mistrețul, căpriorul, ariciul, vidra, iepurile de câmp, jderul de piatră și ultima imagine avem bursucul, ultima imagine avem nutria, care avem un exemplar pe care îl urmărim de ceva timp din anul trecut. O specie nouă înregistrată din 2019 este castrul. El cândva a fost, găsim în literatură, a fost pe teritoriul Republicii Moldova, dar date puține sunt despre această specie. Dacă ne luăm după informația din România, el a dispărut acolo cu mai bine de 200 de ani, a fost repopulat cu 20 ceva de ani în urmă, adus din Germania 128 de exemplare, au fost eliberate pe râulețele mai mici. Se presupune că exemplarele ajunse la noi au venit din Dunăre prin Prut.
în start am găsit, aveți aici și urma acestuia. Așa arată, în caz că o să găsiți pe mouse, știți cui aparține. Iar așa își face aparența castorul în rezervația prutul de jos. Eu prefer salcia și plopul, sunt speciile moi, foarte ușor le roade. Cu punctele verzi am localizat locurile unde au fost depistați în diferiți ani. Pe prut am găsit doar o tulpină roasă și după aia nu am mai simțit nimic și abia în 2020 am găsit în două sectoare. Este foarte activ în partea asta a canalului Manulescu, fiind aici apă în permanență, nu în gheață. Încă există castorul. Avem informații că ar fi castor și pe lacul Manta, tot pe o gârlă care curge din râu Prut. Dacă noi găseam arborii roși, nu vedeam animalul și a trebuit să fixăm o cameră videocapcană care, într-un sfârșit, ne-a permis să vedem castorul, care filmat își ștergea fața foarte interesantă în fața camerei, parcă știa că îl filmăm. Păsările sunt reprezentate de peste 223 specii de păsări, dintre care 47 sunt rare, numărul lor diferă de la an la an și chiar să vă spun că unele specii au mai apărut în timp sau sunt întâlnite accidental. De aia o să găsiți în literatură diferite cifre. Și am pus imagini câteva specii. Lebăda de vară este o specie rară inclusă în Cartea Roșie. Se întâlnește pe tot parcursul anului, cuibărește în sectorul nostru. Avem aici imagini de diferite perioade anului și cu din momente din viața lebedelor. Exemplarele care nu cuibăresc se adună în grupuri mai mari și le vedem stând separate de cele care cuibăresc. Am găsit exemplare cuibăritoare pe majoritatea bazinelor acvatice din zona prutului inferior. Stârcul galben este o altă specie. Îl vedem cuibărește la noi, vine în perioada de vară. Și foarte numeros este în perioada de pregătire de migrație, în perioada de toamnă, lunile august-septembrie. Corcodelul mare este o specie acvatică, este foarte interesantă cum își duce puii pe spate până aceștia devin independenți. În timpul când sunt mai mici și simte pasărea, părintele simte că puii sunt în pericol, ia sub aripi și poate să cufunde cu aceștia. Cuibul este construit din plante acvatice. Când părăsește pasărea adultă, cuibul le acoperă cu plante. Ele se mențin calde, deoarece aceste plante, vind în contact cu apa, ele putrezesc și le mențin calde. Fiind albe, ele cu timpul schimbă culoarea din cauza acțiunii acestor plante din jur asupra lor. Cormoranul mare este o specie care foarte tare iubește peștile, el uneori este vânat din cauza că distruge fermele piscicole și cantitățile de pește de acolo, cumva lumea nu-l agrează. În rezervația științifică, Prutul de Jos, în zona intactă, localnicii au dat numele de sectorului de cioroiu. De ce cioroiu? De la acești cormorani care în acel sector cuibăreau și șuscau penile la soare și localnicii i-au confundat cu ciorele. Gâsca de vară este o specie care este întâlnită atât în pasaj cât și în cuibărește, număr nu prea mare. Am întâlnit și în localitatea Brânza specii cuibăritoare, acolo în partea de sud, în care s-ar părea că nu ai putea să găsești gâsca. Am găsit adulți cu bobocei. Pelicanul comun este o specie rară, inclusă în Cartea Roșie. Vine ca și pelicanul, cresc două specii de pelican, se întâlnesc la noi, vin doar pentru a se hrăni. Începând cu 2-3 exemplare, ajung până la câteva mii de exemplare, sosesc anume atunci când apa este foarte scăzută, se hrănesc foarte interesant făcând un semicerc, dând din aripi, sunt zgomotoși, foarte interesant este să îi urmărești când aceștia mănâncă, practic nu observă nimic din jur. Mănâncă, se spune că gonesc peștele mai spre apa mai puțin adâncă, unde îl capturează cu deschizând ciocul și prinzând în interior peștele și apa. Pelicanul creț iar este mai puțin numeros, uneori întâlnim exemplare și în perioada de iarnă. Anul ăsta am avut 8 exemplare până târziu în luna decembrie. Stârcul de noapte iarăși este o specie întâlnită care cuibărește la noi în coloniile mixte. Practic cuibărește în toată zona.
piciorongul, o specie de limiculă. Am ales câteva specii așa care cumva diferă, mai reprezentative, să zic așa. Este interesant că foarte ușor o identifici după picioarele cele lungi. Este dintre limicule cu picioarele cea mai lungi, adică îi permite să meargă la apele mai adânci față de celelalte limicule care se hrănesc mai lângă mal. Și dacă sunteți atenți, fiecare are, după modul de hrănire, și ciocul este adaptat. Lopătarul este iarăși o specie rară inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Cuibărește în număr mic la noi. În perioada nupțială apar niște pene pe cap, penajul este puțin mai gălbui. Dacă atrageți atenția la ciocul acestuia, este lățit la vârf și de aia și, având forma unei lopeți, de aia și poartă așa denumire. Cioc întorsul, iar și este o specie interesantă. În ultimii ani întâlnim chiar și în perioada de iarnă, în perioada lunii decembrie, până la 1000 de exemplare, a fost ani în care am înregistrat. Ciocul acestuia curbat îi permite totuși prin apă să miște ciocul și să agâte ceea ce îi trebuiește să se hrănească. Barza neagră, o specie rară, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, se întâlnește rar la noi, mai mult până la 70 de exemplare am înregistrat în perioada migrației, așa până la 5-7 exemplare maxim, în mod obișnuit întâlnim. Nu am întâlnit, nu am depistat, adică cuib, să se confirme cuibărirea acestei specii în zonă. I-am întâlnit în special în perioada de primăvară și de toamnă. Față de barza albă, care o cunoașteți că acceptă prezența omului, barza neagră este mai fricoasă, să spun așa. În imagine aveți un exemplar tânăr depistat anul trecut. În localitatea Văleni, fiind toamnă, cumva nu avea puteri de a zbura și a aterizat în ograda unui localnic care noi l-am preluat, l-am îngrijit câteva zile, l-am hrănit și apoi a fost eliberat. Am aflat după inele care sunt pe picioare, dacă vedeți, era inelat în Ucraina, era un pui din anul, un juvenil din anul trecut și așteptăm să vedem dacă o să ajungă iarăși la înapoi, după migrație. Chirighița cu obraz alb. Este o, aici nu am pasăre matură, dar sunt niște păsări foarte interesante. Le puteți observa atunci când, prin lunile de vară, când sunt foarte agitate, scot niște sunete stridente așa de la distanță. Și aici am un puișor și cuiburile care sunt construite la suprafața apei. Din păcate, oscilațiile nivelului hidrologic din teritoriu deseori distrug aceste cuiburi și săracile păsări rămân fără urmași. Vă mulțumesc pentru atenție. Aici aveți o prigoare. Fiind mai colorată, am zis că o să vă rămână în memorie. Doamna Palade, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Eu am ascultat captivată. Nu știu dacă participanții, tinerii care au participat acum la prezentare, au întrebări sau poate le-ați prinit curiozitatea cu ceva anume. Eu invit pe cei care au întrebări sau poate simt că n-au aflat destul din această prezentare să pună întrebări, să adreseze, pentru că avem timp de discutat și de răspuns la frământările pe care le aveți. Pot să mai pun aici un video filmat cu dronă. Chiar la E un minut și ceva, dar să zic de la... Da, da, da. Păsări, cum vedem de sus toată această imagine. Da, vedem. Thank you.
pe internet găsit și alte filmulețe. Doamna Paradici, eu aș vrea cât există întrebări și dumneavoastră răspundeți, aș vrea să arăt, din întâmplare am filmulețul cu castorul, care ești pe la fata. Uh-huh. Cine a ascultat atent, cred că o să se bucure foarte mult de acest video. Să văd dacă pot. Așa, asta. Asta. Vedeți? Toată lumea vede? Da, noi vedem. Da. Doamna Paladi, dumneavoastră puteți comenta dacă doriți activitatea. Vreau să spun că noi am botezat acest castor, i-am dat un nume, Gheorghiță. Chiar și nutria are un nume Nicolae, încercăm așa cumva să ne amuzăm, adică că până la urmă avem o muncă interesantă și toate aceste animăluțe îți trezesc niște emoții, mai ales când am prins, nu-l vedeam și anume cum ne-a postat el așa, chiar parcă ar fi un copil. Eu vreau doar atât să spun că e foarte costisitor și foarte dificil să obții imagini cu fauna sălbatică, în special cea nocturnă. Deci, filmulețul ăsta pe care îl vedeți dumneavoastră, stimați elevi, e foarte greu de obținut și întâmplarea face ca el să fie scurt, dar asta nu înseamnă că nu e important. E chiar o, cum să spun, chiar e esențial și un succes foarte mare pentru cei care monitorizează zona. Bun, eu dau stop share. Doamna Palad, încă o dată vă mulțumesc mult pentru această prezentare amplă. Eu sper că în luna martie, când vom organiza... Așa. Așa. Dar spuneți-mi, vă rog... Asta de la cineva? Ah, de la mine se aude. Scuzați. Credeam că de la cineva. Bun, dacă nu există întrebări către doamna Paladi, poate vreți să aflați mai multe despre, nu știu, o anumită pasăre sau un anumit mamifer, o anumită plantă, poate ați văzut și dumneavoastră ceva prin preajma localității și doriți sfaturi, recomandări, cum să identificați. Sau dacă nu aveți acum întrebări, poate dacă vor apărea pe viitor, știți unde o puteți găsi pe doamna Paladi, la sede rezervației, produs de jos, pentru a-i solicita întrebări. Acum, noi mai avem puțin timp la dispoziție, nu vreau să vă rețin din pămiața dumneavoastră de vineri. Vreau doar să dau share screen la ecranul meu ca să vă mai spun încă câteva informații. Înainte să ne luăm... Pot și eu să întreb. Doamna Paladi, mulțumim mult de prezentare. Când vom veni cu copiii la dumneavoastră, vom avea și noi niște broșuri cu toată flora și fauna rezervației noastre. Doamna Paladi? Avem elaborate câteva pliante și acum ghidul o să-l distribuim în instituții, prin biblioteci, doar câte unul până la moment, că ne-au promis cei de la EcoContact să mai elaboreze. A fost costisitoare și nu, bugetul proiectului cel prin care a fost elaborat a fost nu prea mare. Noi avem cărțulia rezervației a Prutul de Jos din 2012. Eu cred că aveți în fiecare bibliotecă din instituții. Nu știu dacă cunoașteți, are o culoare albastră. Acolo, da, sunt date cifrele mai vechi, dar la general se poate de găsit. Dacă o să veniți la noi, noi o să vă dăruim, adică de obicei facem așa, ceea ce avem și noi donații din alte părți și avem mai multe exemplare, noi donăm grupurilor de copii care vin la noi cu scop educațional, mai facem și așa ceva. Mulțumesc! Eu aș dori până când să ne vedem în luna martie, când vom face o excursie la sede rezervației și doamna Paladi ne va conduce pe traseele amenajate pentru turiști,
Deci până atunci, în caz că sunteți curioși și vreți să aflați mai multe și evident aveți acces la internet, toată lumea spune că tinerii ziua de azi pierd prea mult timp pe internet, dar părerea mea e că dacă ai resurse utile, le găsești, știi de unde să te informezi, atunci timpul nu e pierdut, e timp documentat. Eu vă recomand să o găsiți pe doamna Paladi, este pe Facebook și pagina dumneiei, pe pagina dumneiei mereu distribuie și postează informații despre fauna rezervației și așa cum a spus și dumneiei, eu repet, toate imaginile sunt autentice, sunt făcute acolo, deci nu sunt descărcate de pe internet, sunt făcute acolo, ceea ce e un lucru absolut, cum să spun, e deosebit pentru Republica Moldova, că noi de obicei prin școli, când avem nevoie de câte o imagine, ce facem? Căutăm pe internet. Dar iată că avem la dispoziție această pagină și atât a doamnei Paladi cât și profilul rezervației Prutul de Jos, îl găsiți cu această imagine și de fapt chiar veți recunoaște imaginile folosite de doamna Paladi în prezentare, le veți vedea și aici. Mai există și o altă pagină de Facebook care este gestionată de altcineva, de oameni pasionați de turism, au pagina aceasta rezervația biosferii Prutul de Jos și aici veți găsi niște informații mai mult îndreptate pentru turiști, mai puțin științifice și mai mult așa deschise spre vizitatori și de asemenea o să găsiți și pe Instagram. Nu știu dacă doamna Paladi e pe Instagram sau contul rezervației există acolo, dar în orice caz puteți găsi. Și de asemenea eu vă recomand prietenește dacă sunteți interesați în special de păsări, doamna Paladi v-a arătat atâtea imagini cu specii de păsări, puteți urmări pagina Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Această echipă tot efectuează deplasări în teren, inclusiv în rezervația Prutul de Jos. Evident, nu atât de des și nu atât de minuțios precum o face doamna Paladi. Acum, doamna Verica Paladi ne-a povestit că și de partea cealaltă a frontierei, în România, există iarăși o zonă umedă, care are și ea statut de aree protejată, dar aceste zone umede, care se află la noi, ele reprezintă un fel de coridor, un fel de intrare, spre ceea ce numim Delta Dunării, care este un ecosistem unic în toată Europa. Este locul unde fluviul Dunărea se varsă în Marea Neagră, prin trei brațe, și creează o zonă umedă imensă. În momentul de față, ea este împărțită între România și Ucraina. Partea românească este cea mai mare. Iată, zona aceasta cu roșu, încercuită cu roșu, reprezintă, cum să spun, Delta Dunării și zonele ei adiționale. Iar Prutul de Jos, precum am spus anterior, se numără, face parte, da, din aceste zone adiționale, așa numitele zone predeltaice, deci înaintea deltei Dunării. Dar seamănă foarte mult ca habitat, seamănă foarte mult ca specii întâlnite. Deci nu e nevoie să călătorim până în delta Dunării ca să vedem, de exemplu, lopătarul sau pelicanul. Vin aici, vin la Prutul de Jos ca noi să le observăm. Și dacă doriți să aflați mai multe despre acest cadru extins al deltei Dunării, de care doamna Paladi a spus că pentru viitor există o viziune de a crea un fel de parc transfrontalier. Vă dați seama ce frumos ar fi un parc împărțit în trei țări, care toate se concentrează pe protecția faunei de aici. Deci dacă sunteți interesați, există o organizație numită Rewilding Danube Delta, renaturarea deltei Dunării în român arsenal, și această organizație operează în trei țări, în Ucraina, România, Moldova, și are ca scop știți care e scopul ei? Să resălbăticească, să aducă animale, diverse animale în această zonă, să dea drumul animalelor în sălbăticie, ca ele să se reproducă singure, ca ele să supraviețuiască, să se hrănească și să se reproducă mai departe și copiilor, progeniturile lor, să se răspândească în toată această zonă umedă, așa cum, de exemplu, castorul a ajuns la noi la Prutul de Jos. Deci găsiți această pagină, găsiți acest site și pe Instagram și pe Facebook și puteți afla informații despre această zonă imensă din care, atenție, face parte și Prutul de Jos. Dacă sunteți interesați ce anume se întâmplă pe partea românească, puteți căuta pe Facebook pagina administrației rezervației Biosferei Delta Dunării. Ei se ocupă mai mult cu chestiile administrative, da?
cu unde e voie de vizitat, unde e voie de stat și așa mai departe. Dar există un institut care se concentrează anume pe cercetare științifică, pe ceea ce face doamna Palabila în rezervație unde este angajată. Deci în Delta Dunării, vă dați seama, la așa o zonă imensă, există un institut aparte care studiază, au proiecte, de exemplu, pentru nurca europeană, pentru pelican, pentru multe alte animale. Iarăși, e o muncă foarte interesantă și dacă sunteți curioși, puteți cerceta un pic. Așa, și dacă tot am vorbit de resălbăticire și de cât de captivantă e fauna, vă recomand să căutați o scurtă căutare pe internet să verificați ce mai face organizația Rewilding Europe, care are ca viziune să resălbăticească întregul continent european. Știți deja că săracul continent european este foarte antropizat și foarte supus presiunilor umane. Și aripa tânără, poate v-ar interesa pe cei care ne ascultă, pe elevii dumneavoastră, aripa tânără acestei organizații, așa numiți Young Rewilders, care încearcă și ei să se implice în proiecte de studiu a faunii sălbatice, de sălbăticire și, evident, cine este interesat poate să caute și să afle aici mai multe informații. Eu vă mulțumesc și eu pentru atenție. Încă o dată, dacă există întrebări, vreți să aflați mai multe? Simțiți că nu am acoperit destul, n-am prezentat în absolut toate culorile frumusețea rezervației, vă rog să întrebați, pentru că noi, atât eu și doamna Palazi, vă stăm la dispoziție. Vreau să vă salut pe toți cei care sunteți conectați la această lecție și nu atâta ca să adresez o întrebare, cât mai mult să spun mulțumesc doamnei Palade pentru prezentare și pentru oportunitatea că uite, am putut să aflăm mai multe despre ceea ce avem lângă noi. Sincer, eu ca și mentor, așa să spun, a grupului de elevi, că aici lângă mine chiar sunt copii care ascultă. Îi salutăm. Și ei vă salută. Vreau să vă spun că am aflat niște lucruri care și pentru mine sunt noutăți și mă bucur că cu adevărat mai sunt încă animale sălbatice care fie revenite, fie păstrate sau, mă rog, cât de cât sau se mai găsesc, se mai întâlnesc în zonă. Sperăm din toată inima să ne revedem, să ne vedem și să ne revedem cu prima ocazie. Vă urăm succes și mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru apreciere. Într-adevăr, urmează să ne revedem în luna martie pentru o excursie. Dar data excursiei va trebui să ne consultăm împreună cu dumneavoastră, când aveți timp de dorit într-o zi când elevii nu sunt la lecții sau, de exemplu, într-o zi din vacanță, dacă nu greșesc, în perioada 5-8 martie vor fi în vacanță. Și, de asemenea, trebuie să consultăm data și cu doamna Palade, ca la ea să nu intervină altceva și să poată să se dedice în această zi oaspeților. Așadar, vom repeta exercițiul pe care l-am făcut cu dumneavoastră, stimați profesori, pe e-mail. Vom trimite un sondaj cu mai multe date, dacă v-a convenit acest instrument, eu îl găsesc util. Și vom vota, vom ajunge la un numitor comun, astfel încât și dumneavoastră și elevii, într-adevăr, să puteți vizita rezervația fără să, cum să spun, fără să trebuiască să lipsiți din altă parte sau să sacrificați alte activități și așa mai departe. Eu, Maria Niculiseanu, vreau să spun mulțumesc și mulțumesc pentru informații. Într-adevăr, suntem aproape și noi avem în noi așa un egoism, așa, nu știm să apreciem cei ce e aproape lângă noi, dar ne uităm în America sau în Africa, numai nu apreciam, nu putem să apreciem lucrurile ce stau lângă noi. Vreau să rog dacă ați putea să puneți informația asta că pentru lecția de geografie la clasa 8, peste două lecții trec la rezervație și este foarte binevenit. Este și pe internet, dar ca să știi, uite, se organizează în Moldova, uite, unii elevi de la noi, de pe Malul Prutului și din alte școli, adică
sunt membri în așa mișcare ecologistă și adică pentru a promova că sunt oameni cu inimă mare care vor ceva să exploreze, să studieze. Eu vă zic succes și aștept să ne întâlnim. Am mai fost ani în urmă cu grupul de scouts pe malul lacului Bileu. Doamna Viorica, cred că lucrați pe atunci. Am mai mâncat și broaște prinse coapte de cei de la Chișinău, așa că am multe amintiri drept și ne-au furat niște personalități din Slobozia. Am umblat mult, am creierat nu numai malul rezervației, dar și teritoriul satului, dar asta e bine. Eu zic mulțumim, a fost destul de interesant și mai așteptăm și altă ocazie. Mulțumesc, doamna profesoară, mi-ați adus aminte. Seminarul de astăzi este înregistrat și va fi postat pe YouTube și va fi public, va fi disponibil oricând. Elevii dumneavoastră care n-au reușit poate să asculte până la capăt, pot asculta cu altă zi. Acum întrebarea e la doamna Palazzi dacă dumneavoastră poate, are posibilitatea să transmită prezentarea pe care a făcut-o prin e-mail dumneavoastră ca să o folosiți în scopuri didactice. Asta deja decide doamna Palazzi, autoare. Da, mare plăcere. Atunci eu o să vă pun la dispoziție adresele de e-mail ale profesorilor și puteți expedia. Bun. Văd că nu mai sunt alte întrebări. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp în această după-amiază să ne adunăm și să ascultăm lucruri interesante. Sunt genul de lucruri pe care noi niciodată nu găsim timp, de fapt. Găsim timp pentru alte activități, dar iată, ca să cunoaștem fauna, mereu amânăm. Eu sper că în această primăvară împreună noi vom face progrese și vom învăța mult mai multe despre biodiversitatea care ne înconjoară. Așadar, ca să nu mai dau prea multe secrete din casă, rămâne să ne vedem chiar într-o excursie și sperăm să vedem măcar câteva păsări din acolo, din cele ce ne-au prezentat doamna Palazzi astăzi. Mulțumim, o zi bună! Mulțumesc! Mulțumesc participanților, cât și doamnei Palazzi care ne-au oferit aceste informații captivante. Vă doresc o seară frumoasă! Mulțumim de asemenea! Arrivedere! Mulțumim! Arrivedere! Arrivedere! Arrivedere tuturor! Mulțumim! Arrivedere!